În primul apel al Sfinției voastre ne sfătuia să facem mici comunități creștine care să includă școli, spitale și alte forme de organizare socială. Da. Mai concret, cu ce trebuie să înceapă un simplu cetățean? Eu când am venit în localitatea aceasta, în satul meu, după 25 de ani de hăulire pentru care mă șezi prea de teniță, am revenit în satul meu, după ani și locuri copilării mele. Acest dor m-a adus aici, în poiana asta. Am tras cu bunăvoința oamenilor un vagon forestier. Mi l-a dat primăria comunii și l-am adus aici în Mirul Poienii. Primul lucru care l-am făcut, am pus un godinaș. Era primăvară, luna mai, rece. Să-mi fac colea de căldură. Am pus vreo 3 icoane pe pereți. Avem un dulău frumos, câini ciobănesc, care neapărat nu se apropia. Nici ursul. Că pe aici urși, cerbi, prioare, plin coduri sălbate, măi. Frumusețe rară, că nici ai dimineața stuiți în partea aceea așa, vana codurile aceea, erau păștea căprioare cu ieri, măi. Ca rai. Juca ca rai. Mă uitam să mă deranjez cumva, mă, foarte. Dar câinile ăsta, o tubura toată natura. A început pe de animale să nu se mai apropie. Nici alea cu două picioare. Au început să stai aici, să fac, să vină credincioșii noștri. Să fac o colibă. Și au făcut un adăpost. Unii au pus acolo pirostrini. Au pus să adăpostească acolo mica aprunționare. Și să vină în cel de urmă și-au făcut o baracă pentru biserică, așa le-a spus. Mai mai să ne facem un protector aici, să putem sluji Sfânta Liturghiei, să putem face o vecenă, trei, pentru că ăsta e rostul nostru aici. Dar îndată oamenii, în o săptămână, au adus dulape, au adus scânduri, chestia de toate părțile. Ori la urmă au făcut o toacă cu două ciocanele și cu asta doi bătrâni. Au adus un clopoțel de vreo 10 kg și s-a înghebat bisericuța. Am sfințit așa bisericuța, o dat Dumnezeu înaltul preasfințit, trece la o sfințire pe la Farcașa undeva și se abate pe aici. Eram acolo în baraca aceea, într-un fum, și pomeneau și noi acolo. Nu mă trezesc când eram pe la mea, un alt. Ce facem, părinte, aici? Păi ce se face la mine? Zice, pomeni o leagă aici, face și noi, ce putem. Da, v-aș ruga să ne dați binecuvântarea, să sfințăm Farcașul acesta. Părinte, merge înainte să fie binecuvântat. Și așa am început lucrarea. S-a desprimăvărat, a venit căldurile în vară, poporul din ce în ce mai mult, tot mai mult, încât atunci când eram în baraca aceea, veneau mai mult decât vin acum, după ce s-a făcut drumul ăsta, după ce vin mașinile și cursul să sunt frumos al apelui din asta. Parcă veneau mai mulți, da? Era frumos. Era forma cea mai primitivă a visului noastre creștine. Și am trăit-o de plin. Apoi s-a făcut o casă mai mare, asta de aici care trăiește până acum în ea. S-a făcut
blocul cel de alături și corpul de casă, în forma asta de unghi. Apoi s-a făcut concertul casa mare din partea sălaltă și s-a ghembat cu ponta, s-a ghembat partea asta aripa, spre sud. Și am ajuns până la punctul ăsta care se vede, cu picturi interioare, picturi exterioare, numai și numai cu dragostea și nevoința credincioșilor, care vin și până astăzi cu nepoții, cu fiilor, bătrânii, altădată vineau în 5 km dimineața și seara, făceau 10 km, 12 km la așa, fără nicio oboseală. Acum vin în păți, bătrâni, și se bucură și văd și până astăzi, la biserica de țară. Aici am făcut și un azil pentru bătrâni, aici am făcut și o școală pentru copii săraci, aici este așa improvizorat și pentru un laborator pentru plante medicinale, pentru noi, pentru credincioși nevoiași. Și iată că noi nu mai avem grădiniță, avem școală, avem, dar nu avem creșă. Dar îmi dau seama că s-ar putea face și o creșă în toată regulă. Și așa se organiza, dragii mei. Nu la planuri și în specialități, aprobări. Îi sugereați ideea că preotul are datoria de a organiza astfel de comunități de rezistență? Da, dar uite că acum mi se pare că e obligatoriu, două, trei parohii să aibă și o creșă, mi se pare, sau un cămin cu pică marjema. Iar că vrând ajungem la stadiul acesta. Rânduiește Dumnezeu. Rânduiește-n planul. Și efectiv, părinte, de la zero să iau... Măi, de la zero, de la zero. Dacă se iau de la zero și fără prea multe așteptări, pentru că poporul ăsta este foarte sentimental și sare îndată. Băi, el e bun și la rele, dar și la cele bune, sare îndată. Românul nostru merge cam într-o extremă înaltă, asta e influența răsăritului. Acum de junghi, acum... Vezi că se pocăiesc și plece. Slavă Domnului! Cam așa este viața asta noastră ortodoxă. Mai aveți nădejde în pocăința parlamentarilor? Doar ei sunt fiii noștri, măi. Îs născuți, crescuți și educați, să zicem. Până sub carnetul roșu, au trecut din coace cu carnetul mai... gri și acum sunt în două luni și ei. Când cu griu, când cu roșu. Și de aceea nici ei nu prea știu ce să facă. Sunt puși în situație de a face de altfel, cu intenții bune. Dar urmașul, sigur că trage mereu, că noi avem un urmaș comun. Nu vreau să-l spun acum, dar el se știe. Așa. Vrăjmașul în sens comun stă la urechi și îi spune, vezi, e bine până aici, de aici încolo, nu mai merge. Îți perichitezi situația. Și o ține așa, o ferme pe loc. Îi aducem noi sărbători, 100.000, 200.000, 300.000, dar nu mai trebuie semnături. Milion, părinte. Hai la milion să duci. Și zici că atunci ai voie să ce drept? O Constituție. Dar românul spune că are două Constituții. Are una pentru exterior și una pentru interior. Una pentru rai și una pentru iad. Și atunci, uite așa ne-o scăldăm și noi. Din una în alta. Încă ne rugăm pentru
înalt, pardon, încă ne rugăm pentru mai mari orși a satelor, încă ne rugăm pentru binefăcătorii noștri și deja mergem din an în an și am ajuns până la 90 de ani. Mulțumesc! Și aș dori și ca țara aceasta noastră să ajungă o viață bună, sănătoasă și să nu piardă, să nu piardă orientarea mântuirii. Și cum orientarea mântuirii vin prin suferință, prin luptă, prin necaz, iar ne-a dat această ocazie ca să fim ortodoxi, să ne călim, să ne formăm și să ne primim cu bucurie învierea Domnului. Așa se face.